și sărbătorește pe Sfinții Martiri Târgoveni, și anume pe voievodul Constantin Târgoveanu și fiii săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei, și pe Sfântul Ianache. De asemenea și pe un cuvios al bisericii noastre, Iosif de la Mănăstirea Băratei, din Moldova. Nu vreau să vă rostesc un cuvânt de învățătură, dar aș vrea să vă pun la suflet câteva gânduri duhovnicești. Pentru că acești sfinți sunt din neamul nostru și dau mărturie peste viacuri de cum trebuie gândită și simțită viața creștină. De cum trebuie gândită și simțită viața de familie în ceea ce privește pe Sfinții Martiri Târgoveni, dar cum trebuie gândită și simțită viața duhovnicească monahală în ceea ce privește pe Sfântul Cuvios Iosif de la Bărată. Ei sunt sfinți și au fost preaslăviți de Dumnezeu și de biserică. Dar au devenit sfinți prin martiraj. Sfinții Târgoveni au fost uciși în 1714 de către turci și, în primul rând, pentru că n-au vrut să se lepede de credința ortodoxă. Iar Sfântul Iosif de la Bărate și-a sfințit viața tot printr-un fel de mucenicie, și anume mucenicia vieții monahale. Pentru că viața monahală nu este altceva decât o stare de mucenicie permanentă pentru o viață întreagă. Și dacă monahul se străduiește să-și asume această mucenicie, își sfințește viața în așa măsură încât în cele din urmă, Dumnezeu îl preaslăvește și, bineînțeles, că și Biserica. Legat de Sfinții Martiri Târgoveni, trebuie să știți că acest martiriu a fost cu totul deosebit. Copiii lui Vodă Târgoveanu au fost uciși de la cel mai mic până la cel mai mare, în fața ochilor tatălui. Și aș putea spune că martirul Sfântului Voievod Constantin Târgoveanu a fost unul ieșit din comun și trăit cu fiecare dintre cei patru copii care au fost uciși, pe rând. De la cel mai mic până la cel mai mare și, de ce nu, chiar cu sfetnicul Ianache. Ceea ce i s-a întâmplat lui personal, cred că nu l-a interesat foarte mult, dar durerea cea mai mare pe care a trăit-o și pe care și-a raportat-o la Dumnezeu într-o formă creștină, într-o formă duhovnicească, a fost aceea când și-a văzut copiii uciși. În același timp, și părintele care a slujit împreună astăzi, Părintele Emilian de la Guadalajara, din Spania, știe mai bine decât mine, pentru că este unul care a militat pentru canonizarea soției lui Vodă Târgoveanu, Doamna Maria, care, deși n-a fost martirizată în sensul propriu al cuvântului, n-a fost ucisă de turci. Închipuiți-vă ce durere a suferit când i-a văzut pe toți pruncii ei și pe soțul ei martirizați. Considerăm și există o acțiune în această privință ca Doamna Maria să fie și ea la rândul ei canonizată, pe lângă viața aleasă de la Iisus. Sigur că martirajul fiilor și a soțului s-a răsfrânt în mod penal și asupra ei. Acest gând că Sfântul Voievod
Constantin Brâncoveanu s-a raportat în suferința lui corect față de Dumnezeu, ar trebui să ne-l însușim. El are temei în Sfânta Scriptură, dacă ne aducem aminte de Patriarhul Avraam, care a fost în stare să sacrifice pe unicul său fiu, pe Isaac. În cazul lui Vodă Brâncoveanu, i-a sacrificat efectiv. În cazul lui Avraam, a fost doar o încercare, prin care Avraam și-a demonstrat dragostea față de Dumnezeu. Cu atât mai mult Vodă Brâncoveanu și de aceea Biserica a rânduit să fie canonizată. În ceea ce ne privește pe noi, în general, copiii noștri sunt divinizați mai mult decât Dumnezeu și tot ceea ce ține de Dumnezeu. În îndeopște, copiii noștri iau locul lui Dumnezeu. Îl substituie pe Dumnezeu. Am spus și cu alte ocazii că avem chiar formule prin care zicem că fiii noștri sunt lumina ochilor noștri sau copilul meu este viața mea. Nu e adevărat. Dumnezeu este viața mea. Și lumina ochilor mei este tot Dumnezeu. Dar prin aceste formule pe care le folosim, demonstrăm că ne iubim copiii mai mult decât pe Dumnezeu. Este un exemplu. Sigur că el se poate prelungi și să folosim orice lucru care ne stăpânește și care orice lucru la care ținem foarte, foarte mult. Poate mai mult decât la Dumnezeu. Ori, n-avem voie nici chiar în ceea ce privește pe părinții noștri, nici chiar în ceea ce privește pe copiii noștri și tot ceea ce credem noi că este valoros în această lume să treacă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, în primul rând, și după aceea celelalte, care dacă le avem, să ne bucurăm de ele și dacă nu le avem, le vom primi, pentru că zice Sfânta Scriptură, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. În general, iubirea noastră față de părinți și față de copii este o iubire foarte egoistă. În fapt, ne iubim pe noi înșine. Și ne dorim pe aceștia pentru noi și pentru binele nostru personal, nu atât de mult pentru celălalt, cu atât mai puțin pentru Dumnezeu. În ceea ce privește pe Sfinții Martiri Vâlcoveni, dar în ceea ce privește pe monahi, cu atât mai mult. Pentru că unul dintre sfaturile evanghelice cere foarte clar și spune cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și apuce sa și să-mi urmeze mie. Și completează cel ce iubește pe tată sau pe mamă sau pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Ceea ce a reușit Sfântul Iosif de la Mănăstirea Buraticu, din Munții Neamțului, care a înțeles chemarea lui Dumnezeu și l-a urmat pe Iisus Hristos, dăruindu-și viața în întregime lui Dumnezeu, trăind duhovnicește în mănăstire. Dumnezeu să primească Sfintele Rugăciuni, Sfânta Liturghie pe care am sfârșit-o astăzi, în acest Duh și cu această dorință de a-i avea aproape pe Sfinții Brâncoveni și de a-i chema mijlocitor către Dumnezeu pentru a înțelege mai deplin cum să trăim o viață creștină autentică și să ne însușim martiriul, adică să ne însușim ucenicia, fie noi călugării care trăim în mănăstiri sau acolo unde suntem rânduiți să slujim, fie dumneavoastră credincioșii care sunteți chemați la o ucenicie permanentă de zi cu zi până la sfârșitul vieții. Și această ucenicie a tuturor până la urmă oameni, dar mai ales a dumneavoastră, a celor din lume,
este mucenicia răbdării și a îndelungii răbdării, care trebuie să o purtați până la sfârșitul vieții. Și aș încheia prin aceasta. De răbdat tot trebuie să răbdăm. Dar să nu răbdăm spre o singură cârtină. Să răbdăm asumându-ne crucea vieții noastre și în cele din urmă, pentru această asumare a crucii și răbdând sau nelung răbdând Dumnezeu să ne mântuiască sufletele noastre. Amin. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului.